În cadrul reuniunii biroului politic am făcut o analiză a situației politice. Mesajul pe care vrem să-l transmitem este un mesaj simplu. Partidul Național Liberal este un partid serios, responsabil, care și-a asumat răspunderea guvernării și care acționează pentru o bună guvernare, care acționează pentru punerea în practică a programului de guvernare și care urmărește să crească calitatea vieții în România, să crească veniturile românilor printr-o politică orientată spre cetățean și care să facă marile reforme de care are nevoie România. Evident, premierul beneficiază de susținere totală, deci nu se pune în discuție vreo secundă schimbarea configurației politice. Noi nu ne jucăm cu România, cât am hotărât că premierul acestui guvern este Florin Cîțu. Suntem serioși, consecvenți și mergem mai departe. De altfel, îndemnul nostru către toți partenerii de coaliție este să lăsăm deoparte ceea ce ne separă și să ne concentrăm pe ceea ce așteaptă românii de la noi, și anume să asigurăm o bună guvernare României. Îl invit pe domnul prim-ministru, care a prezentat agenda guvernamentală, să vă comunice toate detaliile din ședință. Mulțumesc, domnul președinte. Astăzi, în ședința biroului executiv, am prezentat, în primul rând, statul campaniei de vaccinare și ce măsuri vom lua pentru perioada următoare. Ele am anunțat în spațiu public. Vom crește numărul de centre de vaccinare, fluxul va crește și vom avea noi soluții, printre care și centre de vaccinare drive-thru. Al doilea rând, am prezentat stadiul negocierilor programului PNRR. Este un program important pentru Partidul Național Liberal și pentru români. Mai avem 2 săptămâni de negocieri și vrem să fim siguri că va reprezenta viziunea de dezvoltare a acestei coaliții pentru România. Și în al treilea rând, am discutat despre cea mai bună veste pentru economia României din ultimii 8 ani de zile. Agenția de rating Standard & Poor's a crescut perspectiva după doar un an de zile de la negativ la stabil pentru economia României. Un mesaj clar, ferm, că instituțiile internaționale, investitorii străini au încredere în programul de guvernare a acestei coaliții, au încredere în acest guvern și că tot ceea ce am făcut anul trecut și am continuat anul acesta are implicații pozitive pentru toți românii. Ce măsuri se impun în privința miniștrilor care v-au atacat? Și fac aici referire chiar la ministrul transporturilor Cătălin Drulă. Vă reamintesc sintagma zombie politic. Îi asigur pe toți membrii cabinetului că evaluarea se va face pe baza performanței, pe baza ceea ce fac și nu pe ceea ce spun că fac. Cine va ataca vreun ministru sau vreun premier ar putea pleca imediat, nu o să mai aștept vreo altă consultare sau altă discuție. A spus asta în interiorul DNS. Repet, fiecare membru al cabinetului condus de mine va fi evaluat pe ceea ce face, nu pe ceea ce spune că face. Ați avut o discuție cu Cătălin Drulă? Ajunge la o înțelegere cu cei de la USR, dacă ei cer ca dumneavoastră să nu mai demiteți niciun ministru fără acordul coaliției, este o condiție pentru a spune ministrul al sănătății, iar dumneavoastră în ședință tocmai ați spus că orice ministru va mai greși și va ataca. Eu v-am spus declarația publică, eu susțin că fiecare membru al acestui cabinet o să fie evaluat pe ceea ce face, pe ceea ce spune că face. Le veți oferi garanții celor de la USR Plus în această provincie? Înseamnă că vorbești. Mă lăsați să aveți răbdare. Aveți răbdare. I-a spus foarte limpede. Asta este logica de funcționare în toate democrațiile din lumea asta. Nu există ministru care să atace premierul sau care să atace un coleg de poliție. Solidaritatea guvernamentală. Guvernul reprezintă o echipă, chiar dacă este un guvern de coaliție. În momentul în care un ministru își atacă un coleg de guvern, cu atât mai mult când își atacă premierul, înseamnă că nu mai vrea să facă parte din guvernul respectiv. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Este total nefiresc, profund dăunător pentru funcționarea unei instituții fundamentale a statului român, cum este guvernul, să-și permită unul sau altul să dea declarații împotriva premierului. Declarații împotriva premierului chiar și atunci când n-au motive, adică de cele mai multe ori când n-au motive, dau cei din opoziție.
Nu pot să dea declarații cei care sunt parte în coaliția de guvernare și mai ales cei care fac parte din echipa de guvernare. Cum să colaboreze un ministru cu premierul, pentru că premierul este cel care conduce guvernul atâta timp cât el își permite să atace public. Asta e o chestiune care ține de logica de funcționare a guvernării. În momentul în care un ministru îl atacă pe premier, trebuie să plece acasă. Din punctul nostru de vedere, lucrurile simple. Și cum care va fi până la urmă? Exact cum este rezolvarea constituțională care a fost aplicată și în cazul revocării ministrului care a fost revocat. Și în cazul lui Cătălin Brunea, să vedem o revocare a domnului. Declarațiile și punctele de vedere au fost prezentate după declarația. Le veți oferi celor să le readucem aminte partenerilor noștri de coaliție, doar unora dintre parteneri, că ceilalți parteneri cunosc foarte bine. Și care sunt soluțiile de blocare a crizei din coaliție? Deci, o criză în coaliție este poate prea mult spus, este o reacție emoțională, o reacție care a ținut mai mult de, cum să spun, lipsa de experiență în exercitarea guvernării pentru o decizie salutară și absolut necesară a premierului, care a luat decizia să îmbunătățească activitatea într-un domeniu fundamental, cum este domeniul sănătății, prin a da șansă formațiunii care deține portofoliul să desemneze un ministru mai bun. Le veți oferi celor din USR Plus, așa cum intenționează să ceară, garanții că premierul nu va mai demite din funcție un alt ministru, așa cum s-a întâmplat acum, fără ca ei să fie consultați sau să fie de acord? Sigur că aici am discutat cu premierul. Deci aici încă nu s-a cerut așa ceva. Deci în altă nu am văzut, n-am avut coaliția încă. Eu vă spun ce v-a spus de fiecare dată. Când vă exercita acest mandat, așa cum am atribuțiile date de Constituție. Nu voi încălca niciodată Constituția României pentru nimeni și nici pe niciun motiv. Dar care este totuși sacrificiul peste care puteți, să-l faceți, astfel încât USR să rămână la guvernare? Sau mai bine spus, credeți că vor ieși până la urmă de la guvernare? Convingerea mea este că acest moment va fi depășit. Mizăm pe un comportament rațional și responsabil din partea partenerilor noștri, așa cum am văzut în foarte multe luări de poziții, pentru că, la urma urmei, oamenii așteaptă de la noi să facem ceea ce le-am promis în campaniile electorale, ceea ce am prezentat în programul de guvernare în momentul în care am cerut încrederea Parlamentului pentru investirea guvernului, iar din punctul nostru de vedere, acest lucru este important, să ne concentrăm pe punerea în practică a programului de guvernare, să creștem calitatea în gestiunea fiecărui minister, să creștem calitatea prestației guvernului în mod constant. Dar alianța continuă să ceară retragerea premierului, atunci ce veți face? În acest moment este foarte important și le aduc aminte colegilor de coaliție că avem nevoie de o nominalizare pentru Ministrul Sănătății. Este foarte important să continuăm. Ministerul Sănătății are nevoie de o conducere stabilă, are nevoie de un ministru, de un ministru interimar, de cineva care să preia, să fie în această luptă cu pandemie. Este foarte important, avem în continuare nevoie de a avea mai multe paturi la ATI, știți foarte bine în ce situație suntem, deci este nevoie de responsabilitate actul de guvernare și așteptăm și sunt sigur că vom primi în cel mai scurt timp un ministru competent care să facă față acestei situații. Este Ioana Mihăilă acel ministru? Cei de la USR Plus vor să vină astăzi în ședința coaliției, una din variante, reprezintă desemnarea domnului Voiculescu drept posibil consilier al viitorului ministru al sănătății. Cum vedeți această... În coaliție nu se discută de consilier. În coaliție se discută de candidați de ministru. Se vine și candidatul de ministru. Și este Ioana Mihăilă o alegere bună? De aceea vă întreba. Ați văzut imagini când mergeam pe stradă. Deci, la Vila Lac. Când ați intrat la Vila Lac. Ați avut întâlnire cu președintele. Ați avut întâlnire cu președintele? Nu am avut ce întâlnire cu președintele. Pentru că nu sunt ministrul Ministerului Sănătății. Așa. Apare semnătura dumneavoastră. Nu, s-a scutit. Am primit și semnătura dumneavoastră. V-a fost pasiv. Deci, în primul rând, faceți acuzație foarte gravă. În primul rând că nu e un document, este o coală de hârtie. La da? Microfon, deci nu este un document, este o coală de hârtie. Da? Ministerul, guvernul deja a dat un comunicat pe această temă. Nu este nicio semnătură. Dacă nu să vă imaginați că premierul României semnează o coală de hârtie pe care scrie primit,
Atunci vorbim de false în acte publice? Dar conform procedurii, guvernul a comunicat exact procedura, aveți un comunicat la guvern, exact cu procedura, care este procedura pentru documente și pentru cele confidențiale. Mai mult de atât nu am. Conform procedurii dumneavoastră primiți eu în mod direct astfel de documente și ele trebuie semnate pe spate și nu acolo unde este antetul. Procedura a fost... Mintea, să ne puneți niște întrebări. Am comunicat pentru lămurire. Ați acceptat-o pe Ioana? Dacă ministrul transporturilor va continua de la adresa premierului, riscă Cătălin Drulă să fie revocat din funcție? Da. Văd nevoit. Eu o să repet, domnul președinte, ce altceva vreme, dacă îmi dați voie. Voi evalua miniștrii pe ceea ce fac și după ceea ce spun că fac eu. Și vreau să fiți atent la ceea ce spun aici. Pentru că vorbim de reforme. Și le-am cerut miniștrilor, din primul moment, să facă reforme și au avut susținerea mea. Până în momentul acesta, și am vorbit deja despre cheltuieli bugetare, încă nu am văzut un plan de reducere a acestor cheltuieli bugetare. Aștept acest plan de reformă, aștept plan de reformă în compania de stat, aștept plan de reformă în propriul minister. Cel mai simplu mod de a face reforma este să te uiți la propriul minister. Nu te lupți cu sindicate, nu te lupți cu nimeni. Totuși, Cătălin Drulă, că vor fi evaluați nu pe ceea ce spun că fac, și pe ceea ce fac. Dar cât de credibil mai este un guvern în care partenerii se atacă? Domnule premier, ca ministru al sănătății, interimar dumneavoastră. Da, interimar. Veți demara o anchetă privind existența centrelor de vaccinare închise, așa cum ați văzut de plus? Dacă sunt sesizați și sunt elemente temenice, bineînțeles că vom face acest lucru. Dar în acest moment ne vom uita la toate documentele care au fost emise în ultima perioadă, pentru că deja avem două documente sau trei, pe care una dintre ele date în afara cadrului legislativ, altele au fost publicate în monitor oficial, unele iarăși, înțeleg că avem o problemă cu documente publicate cu numere de telefon, ceea ce este o nebunie. Deci trebuie să vedem ce s-a întâmplat între 4 luni de zile cu aceste documente, și dar voi investiga orice situație atât timp cât sunt acolo. Dar în acest moment, modul cel mai responsabil de a rezolva această criză este să primim o nominalizare a un ministru competent sănătății pentru acest minister. Vezi de asta câte probleme se identifică în fiecare zi și este nevoie de un ministru care să se aplece asupra acestor probleme zilnic. Este Ioana Mihăilă acel ministru? O variantă pe care veți accepta? Minuta privind centrele speciale de vaccinare? Nu am avut acest lucru. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Care este următorul pas? Îi vei cere președintelui avem ședință de guvern miercuri. Am încredere că miercuri avem la ședință de guvern. Mai aveți încredere în parteneri care au spus că ar vota o moțiune de cenzură dacă ar fi depusă de... Vorbe la supărare!